Astăzi voi amenaja primul meu bol. În primul rând vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaperi, sunt Flaviu, unde-mi sunt manierele. Am ales rocă vulcanică neagră pentru că e poroasă și se colonizează bine cu bacterii. Toate bacteriile, atât că îs în substrat, cât și pe decor, mă vor ajuta foarte mult având în vedere că nu va beneficia de un filtru acest bazin. Cu o cărare care merge printre piesele de decor până în spate. Acest bol are o valoare sentimentală pentru mine pentru că îl am de mai bine de 12 ani. Acum 12 ani a deservit rolul primului meu acvariu ca adult. Am mai avut cât am fost copil. Prea întâi doar m-am jucat cu rocile și cu lemnele ca să văd cum ar merge. Dar întâi o să pun un nivel zdravăn de substrat. Va fi un bazin fără filtrare, așa că trebuie să pun mult substrat. Substratul nutritiv îl voi pune mai mult pe laterale, acolo unde știu că voi așeza plantele stem. Îl acopăr cu un strat gros de nisip fin pentru a nu elibera nutrienții aiurea în coloana apei. Ignorați, vă rog, explicațiile text de pe ecran în engleză. Inițial acest video a fost destinat canalului meu internațional. Aveți un link în descriere și cu acel canal dacă vă interesează, dacă sunteți vorbitor de limba engleză. Bine, oricum toate videourile au subtitrare, nu e problemă. Dar să revin la acest bol, l-am șparlit de pe la maică-mea, că ea îl folosea ca să facă salată de fructe în el. De vreo 10 ani săracul stă în pod, nefolosit, așa că mă bucur că pot să îl readuc la viață. Lipiturile le fac ca de obicei cu super glue din acesta cu spray activator sau cu bucățele din discuri de machiante și super glue obișnuit. E un bazin vechi, totuși de 12 ani, are o grămadă de zgârieturi, mai ales în partea de jos, dar odată ce îl umplu cu apă nu e așa o problemă, nu se mai văd. Îmi place nisipul acesta decorativ, e și super ieftin, din Horbach. Iar pentru zonele plantate mai pun și niște coarți din acesta natural, tot din Horbach, de 1-2 mm. Am senzația că se plantează mult mai ușor. Și cel fiind se plantează ușor, dar sufocă rădăcinile. Punem și pe spate să facem o pantă frumoasă. Mai presar niște coarți așa amestecat cu nisipul decorativ ca să pară cât mai natural. Ca și cum ar fi detalii. Bine, oricum facem detalii și din piese, bucăți mici de lemn și roci mici. Până la urmă nu am pus toate piesele de hardscape în acvariu pentru că și așa mi se pare destul de încărcat pentru un bol. Cam așa arată hardscape-ul. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, vă invit să o faceți. E prima dată când încerc să pun un autocolant pe un acvariu rotund, pe un bol. Nu știu dacă se poate. E destul de greu pentru că e conic, baza este mult mai mică.
A ieșit mulțumitor de bine autocolantul. Oricum partea de jos nu se vede că e acoperită de substrat și vor crește plantele, iar partea de sus se vede chiar bine, așa că sunt mulțumit de autocolant. Începem cu plantarea. Sagitaria e un fel de valisnerie, cam același comportament are, doar că nu se face chiar atât de înaltă. Însă tot așa se înmulțește în toate direcțiile și este o plantă ușoară. Voi folosi doar plante ușoare. Puține plante cresc fără adiție de dioxid de carbon și fără fertilizare. Marsileea este una dintre puținele opțiuni ca plantă de gazon de prim plan. Facem trucul ăsta cu nisipul ca să îngreunăm plantele să nu plutească când îl umplu. Probabil ați mai văzut la mine cei care mă urmăresc de ceva timp. Bineînțeles și un strop de culoare, niște plante roșii. Mascăm lipiturile cu niște whipping moss. Punem niște bucefalandra drăguțe, niște anubias. Eu zic că o să iasă foarte bine. Anubiasul la rândul lui se poate lipi cu super glue sau bucefalandra, pinatifida, toate plantele epifite se pot lipi cu super glue. Bineînțeles, nu exagerați că se arde puțin planta, dar puteți folosi. În fundal îmi place să am niște Eleocaris, să nu treacă brusc direct de la nisip la autocolant. Dacă tot n-avem filtrare, punem plante de suprafață cât duce trenul. La 3 săptămâni am adăugat niște creveți. Sunt creveți Bloody Mary foarte colorați. Am adăugat și niște pui de gub. Când vor crește și mai mari o să-i scot afară de tot. Am făcut în această perioadă schimburi dese de apă. Melcișorii aceștia Ramshorn au fost încă din prima zi. Când am pus plutitoarele, am pus și niște melci ca să-mi pornească ciclul azotului ceva mai repede. Sunt foarte, foarte mulțumit de cum arată acest acvariu, acest bol. La bazinele acestea, fără filtrare, uneori apa are tendința să fie puțin mai tulbure, mai ales dacă faceți mentenanță, dacă tundeți plantele. Acest video l-am filmat foarte de mult, în urmă cu multe luni. Între timp, pinatifida a crescut afară din acvariu. Acvariul merge complet fără fertilizare, fără schimburi de apă. Este pe pilot automat. De 2 luni de zile n-am mai schimbat apa, doar am completat cu apă, iar creveții se înmulțesc destul de bine. Am scos toți acei gupi pe care am pus inițial și am adăugat alți gupi nou născuți în bazin. Când vor crește, iar o să-i mut. Recent am izolat și o mămică aici. E un mic ecosistem. Eu doar adaug puțină mâncare și completez cu apă periodic. Mizeria de la pești și de la plante s-a transformat în fertilizant. Din păcate, nu toate plantele au supraviețuit, însă sunt mulțumit de evoluția acvariului. Sper că v-a plăcut. Abonați-vă la canalul meu. Dacă v-a plăcut acest video cu bolul ecosistem, vă mai las un alt acvariu tot așa fără filtrare.